Anton Pan, despre lăcomie iarăși și nemulțumire, povestea vorbii. Un turc, care n-a mai fost într-un niciun fel de post, ducându-se a cerut un post care i-a plăcut. Cadiul l-a cercetat după jalba ce a dat și văzându-l tinerel, neavând păr alb de fel, cunoscându-l și cam prost, nevrednic de acel post, îi zise lui, fătul meu, voia ți-aș împlini eu, dar de postul cel voiești, încă foarte tânăr ești, ci un altul să-ți alegi după ale noastre legi, iar în acel post poți fi barba când îți va albi. Însă, prea mult dorind el a-l orândui în acel, cu mintea lui ca de prunc răspunse marelui turc, efendim, sunt ihtiar, barba mi este albă var, dar drept să-ți mărturisesc, eu o cănesc și o negresc. Iar de cere acel post, ca să fiu alb cum am fost, poți fără să zăbovesc să o spăl și să o albesc. Deci, dar astfel el mințind, că o va albi gândind, voia dacă și-a luat, după leacuri a plecat, și încoace încolo umblând, pe unii alții întrebând, cât să-l auzea râdea și că e nebun credea. Dar el seamă nu băga, vrea să se facă aga. Și umblând din uși în uși, întreba babe, mătuși, cu făgăduiel de bani, să-l facă de mai mulți ani. Și abia când obosi, o șarlatană găsi, care i-a făgăduit că-l va albi negreșit. Numai întâi să-i puie ei în mâini 500 de lei și-l va face de grab ca colilia de alb. El, auzind bucuros, puse banii îndată jos și spre a o mulțumi, încă o mai dărui. Mătușa banii luând, îl opri aci zicând, șez până să târguiesc acele ce-mi lipsesc. Și mergând în acel ceas, îi aduse într-un vas o apă ce-a vrut ea, numai banii ca să ia. Și începu el învăța cum au întrebuința, zicând, iacă, vai de el, și să faci într-acest fel. Acasă acum mergând și asta apă luând, să torni într-un vas din ea și începi barba a-ți muia. Frumos, de jur împrejur, să nu rămâie cusur și în 3 zile de rând, tot așa cum zic făcând, o să te vezi cum albești tocmai după cum dorești. Așadar, el ascultând și la casa sa mergând, cu acea apă a dat, după cum l-a învățat. Și în loc barba a-i albi, începu a năpârli. Încât într-un sfert de ceas a rămas ca de brici ras. Și atunci cunoscu că a fost nevrednic de acel post. Prin urmare, Cămila vrând să dobândească coarne, și-a pierdut și urechile. Omul nemulțumit fuge de bine și dă peste mărăcine, sare din lac în puț și ajunge de la moară la râșniță.